Salutare toată lumea, eu sunt Felix și bine v-am găsit la un nou joc în care suntem doctor. Astăzi vom fi doctor de animăluțe, că mai ajutăm și animăluțe, că am ajutat la ochi, am ajutat la ureche, am ajutat la dinți oamenii și am mai timpul să ajutăm animăluțe, așa că rupeți butonul de cocolai să ajungem la cât mai multe cocolaicuri. Să vedem ce putem să facem în episodul de astăzi. Prima dată suntem chiar doctor, doctorul de pisică. Nu știu ce este vorba, hai să vedem că habar n-am. Nu este un fel de veterinar, dacă mă gândesc bine, nu? Cred că da. Ai de mine cum arată și cum stă cu lăbuța. Oh, ok. Hai să jucăm. Ai de capul meu cum stă. Hai să scot cu penseta. Prima oară luăm penseta și scot asta. Unde te-ai băgat? Muzica cum e? Ei, cu muzică. Unde te-ai băgat, mă, ce cordiță are cum stă așa? Stai așa și să zâmbească. Stai puțin. Deci, în primul rând, ai niște țepi pe tine, care îi luăm. E o problemă. Iau țepul, dar trebuie să-l pun aici. Am înțeles. Dacă nu se pune înapoi. Prima oară luăm țepii. Uite, arată să acolo codoare sau ce? Nu, sau nu, că i-am luat pe toți. Ok, am luat țepii. Bun. După aceea, după ce am luat țepii, trebuie să dau cu antipureci din aia păduchi. Am zis, nu te supăra, dar... Ownerul tău, proprietarul tău, stăpânul tău, nu au putut să-ți dea pureci. Serios, măcar de pureci. Așa, se simte bine pisicuța. Și zgâritul ăsta de unde l-ai? Unde-i umblat? După aceea cremă, dăm aici cu cremă, că s-a lovit printre blană. Așa. Perfect. Și după? Trebuie să-i dăm cu ceva dezinfectant aici unde s-a zgâriat pisicuța. Așa. Și după? Batem palma? Batem palma! Și acum urmează următoarea pisicuță. Următoarea pisicuță... Îi curge în sucul și are fiebră. Hai să luăm temperatura. Ok, e mare. Wow. Îi punem pe cap niște ceva rece sau ce se pune. Perfect. După îi dăm cu soluție în nas, deoarece îi curge din nas acolo ca la rubinet. Mai dau, stai mai trebuie. Așa. Gata. Și după îi dăm sirop. Ia mă. Și după bătem palma. Vedeți ce ușor se vindecă un animăluț. Vedeți cât de talentat sunt. Ăsta ce are? Trebuie să zgongi în gât. Oh my god, ce față au gongile. Te încolo. Și asta ce face? Respirație faină, respirație faină. Îi dăm, știi cum merge pisica la întâlnire să pupe. Să aibă respirație faină. Următoară, îmi place că-s diferit între ele. Oh, nu! Șerpi! Par de șerpi. Șerpi sau râme, ce să stea? Le iau. Gata. Și acum? Și acum, trebuie să-i preparăm un medicament. Bine că mi-l arată care să-l prepar, că dacă nu mi-l arăta, știi cum aș fi făcut acolo? Ce ar fi ieșit? Să vedem. Trebuie oranj. E ăsta. Ok. Galben. Și roșu. Ok, și m-a ieșit. O injecție. Răpunuleș! Și acum e fericită. Deci atât de mult îmi place că sunt diferite între ele. Deci îmi place foarte, foarte mult. Îmi place mult. Oh my god! E rupt fundulețul! Ecco, repar eu. Cât îmi plac puzzle-urile, dacă știți cât de mult îmi plac puzzle-urile! Așa. Uite ce mai n-am făcut-o. Ca nouă pe fetița asta mică. E fetiță, îmi dați seama după mutriță. Perfect. Deci îmi place foarte mult la joculețul acesta că sunt diferite între ele. Îmi place mult, mult, mult. Și tu ai temperatura? Vine lumea cu temperatura. Cât e temperatura? Sunt obișnuit deja, deci am experiență. Sunt obișnuit deja. Așa. Așa mai merge. Și acum ia-ți siropul ăsta al tău. Ia-l mă, pe tot. Și bate-n palma. Și tu ce ai? Și tu ai vândurețul. Auzi, dar ăsta încep deja să repete, că dacă încep să repete, mai am un joculeț.
care vreau să să-l fac. Gata, bine, am vindecat toate pisicile. Dacă încep să repede fac alt joc. Hai să pun aici. Cu ce urmează? Bă, asta e nouă, nu? Da, mai nouă. Prima oară trebuie să tund. Așa, în locul unde s-o tăia. Dar cum ai făcut acolo, fată? Fată de pisică. Mă refer mai mult la stăpâni. Cum o s-a ajuns la chestia asta? Să tai atâta. Și voi lua asta. Și voi coașe. Și nu merge. Așa. Se pare că trebuie să încep de sus de fiecare dată când... N-am lucrat în confecție, nu știu. Și aici vreau. Așa, lasă-mă. Deci sus trebuie, a? De sus, se închide. Perfect. Și mă pune pansament galben. Și îmi pune pansament galben. Și bagem palma. Am vrut să bat palma cu mâna, a fost super amuzant. În capul meu. Tu ce ai? Tu nu măcar nu știi ce ai. Ah, nu. Cari! Ai de mine, n-aș știu că vezi poți să ai cari. Nu mai le dați dulciuri. Bun, și acum? Le șlefuim. Dă-ți mă să merg mergi cu pisica la un fel de dentist. Ar fi super, super șui, așa. Că trebuie să stea așa. Tu ce ai? Și tu ai cu dinții! Care azi, bă? Nu mai dați să mâncați dulciuri la pisici. Nebunie, frate. Nu mă așteptam la asta. Am crezut că se repetă chestiile astea, dar observ că pe parcurs ce tot faci, mai apar lucruri noi. Și asta îmi place, asta îmi place. Tu ce ai? Motorul? Ah, nu, ai ceva în ureche. Mă, că am dat asta gungi. Bă, fraților, mă refer la stăpâni. Mai faceți să vă curat în casă. Cu ce are pisica în... E, vine încoace, vine încoace, vine încoace. Vine, unde ești? Unde? Vine încoace, mă, că te găsesc eu. Uite-mă, uite-mă, gungi. Ah! Ai, frate! Să ascund ăsta, nu le văd. Că ești cu lanterna așa, nu... Aici jos să fie. Undeva. Știu cum aici să mai fie una. Uite-o. Ce încolo? Gata, l-am găsit-o. Ești bine? Mai dau puțin cu vata așa, pe acolo. Vata ți-o las acolo, perfect. Hai de mine ce... Tu ce ai? Tu ce ai, mai? Așa-i gongi în gât. Asta că rezervăm noi, toate gongile. Respirație rece ca gheața, a? Și ți-ți dau și respirația așa. Mergi la întâlnire. Perfect, să miroși foarte fain. ce mai este? Iar asta cu urechea. Nu știi ce ai, dai în ureche. Aș vrea să mai împice ceva nou, ia să vedem. Mai ce fac una, două, să vedem dacă împică ceva nou. Unde este? Unde este? Aici era jos una. Se ascund. Uite, gata, am prins două. Dar ce față au ăștia sferici. Opa, opa, se plimbă. Sunt bacterii. Opa. Și vată în ureche. Sunt curios dacă e ceva nou. Temperatura. Una că fac pasta și după... ok. Na, ia de aici. Haide, în nesuc. Plin să fie. Și ia sirop. Nu i-am mai preparat de mult, știți că preparam la ăștia, am preparat odată un sirop din ăsta, a fost foarte fain. Tu ce ai? Te-ai tăiat la mână? Bun, hai că facem asta și după aceea facem altă joculeț. Că văd că toate se repetă. Deja. Uite-mă aici cu Rivanul. A, lua asta trebuie să-i cos. Nu pace mie să cos. Da? Și știu că e de sus. Ba nu, și de jos a mers. Oh! Uau! Mă, ce muncă au și chirurgi ăștia. Trebuie să coase. Nu, tu ești mai fată, par a fi mai... Ah.
Perfect, perfect, perfect. Doar vreau să văd care următoarea, dacă e nouă sau nu. Zice ceva, tu ești bine, lasă-mă. Perfect, chiar doctor, a fost doctorul de pisici. Acum, dacă toți suntem pe... A, uite, aici arată toate care sunt. Dinți, asta, cred că le-am făcut pe toate. Aici nu știu de ce e mușcată, dar cred că le-am făcut pe toate. Dăm-ne puțin aici, la home, să vedem ce joculețe mai sunt. Și am văzut aici un joculeț care... cred că și cu câini poți face asta. Trebuia să instalezi. Ia să văd ce avem aici. Little Pony... Cat Doctor, nu, era una care am vrut să o fac. Uite aici, Pet Care Salon. Acum dacă tot i-am vindecat pe toți, haide puțin să avem grijă la salon de ei. Ce jocuri mă joc! Hai la pisică. Ai de mine! Care dinte? Nu-i bun. Și faza este că eu nu știu care din sunt bun. Nu i-am pus, i-am pus dinții puțin cam strâmbi. Nu mă las să-i provizor, să zbăși pe dinți. A, fratele meu, ce ai? Respirație, haide. Dă-i. 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 Așa. Bubele vreau să le scot, așa. Bubele vreau să le scot, că nu-mi place mie. Periuci are rinci. Mi se pare super amuzant că ăștia nu-s dinți de pisică. Ăștia-s dinți de om, de actor. Și... Spală-te, te rog. Să văd dacă ar avea animăluțele. Cred că pe viitor o să aibă. Că dacă că toate sunt să fie domestice. Oh my god, ce greu. Nu mi-ai spălat până acum. Mă trebuie să spăl eu. A, doar trebuie să țin. Ok, ia scrie bine atunci. Am crezut că trebuie să dau așa. Nu prea se duce. Are cam mare tată. Uite cum se uită cu ochii. Cam unde îi dau. Super amuzant. Aici mai este una? Perfect. Bă, a fost cam greu să spăl pe dinți. Hai la câine să văd. Ce se fac la câine? Să-l spăl. Apă caldă? Așa, spală-te. Facem băiță. Săpunul. Ah, ce amuzant! Eu nu știu că se dă cu săpun la câine. Am crezut că e un detergent special. Ok. Și după? Dau drumul la apă ca să-l clătesc. Perfect. Dau drumul la apă caldă și la apă rece, știi, ca să nu se înfierbânte. Foarte bună idee. Și după trag asta apa, așa, și am atât lu-s uscătorul cu prosopul prima dată, desigur. Cum n-aș așa ceva? N-ai alt pe el, prosop. Puteți să-l dau așa? Hai, ia uite. Să țin și acum să-l usuc. Stai că ce mă arată să-l duc sus. Așa, ce să-l țin. Ia, uite ce față are, ce amuzant e! Îți place, nu? Îți place fiul șcar. E ce față are, cum se uită. Da, acum eu nu-mi dau seama, dacă n-am un ceva care să mă arate cât la sută ești uscat, nu să știu când ești uscat. Uite cum se uită cu ochii după mine. E uscat? Ai și rimat? Nu. Faza este că nu-mi dau seama când e uscat, ce trebuie să fac. Usucă-te, te rog! Opa. A, uite, acum se usucă. Și să-l piaptăn. Perfect! Ia uite cât de frumos este. Are o față de inteligent. le foame, hai dau la iepure. A, nu! Doar de muște! Plecați-vă de aici! Sunt țari ce sunteți. Dă-i și în asta. Dă-i și în asta. Dă-i un spărge. No! Ce urâte sunt! Nimeni nu vă place. De cu sare. Oh my god, ce e asta, mă, gongi? Așa, cădeți. Și acum, ce faci asta? Așa, câtă cremă i-am dat, pe cuvântul meu. Te-a să întind. Ok, și acum pansament.
Voi pune pansamente roz. Voi mai pune un pansament roz. Nebunie, frate. Acum că pe toți am vindecat, li foame. Hai să fac și la mai mult să văd ce puduc chiar și aia. Mă amuză faptul că trebuie să faci salon. Ce-i chestia aia de acolo care este aia roz? Stai, ce mai să fac acum? Să tai un... ce fac propriu zis? Le albesc? Da, nu știu ce am făcut. Doar trebuie să țin apăsat, așa aici? Mă, nu, trebuie să mișc. Îi polișesc cumva unghiul, o fac din neagră, o fac albă. Acum chestia asta de aici, așa, uite, chestia asta, nu știu ce e chestia aia, dar bine că am luat-o. Așa, acum să-i tai unghiile. Ai de mine cât aveai gheara! Și le și dau cu ojă. Dar nu știu cum se dă cu ojă. Așa se dă cu ojă. Înainte să le dau să... Găsi că-i foame, să dau să mânce. Ce căutești? Laptea? Lapte. Cum se deschide laptele? Au, știi ceva? Îți dau să mânci mai târziu. A, nu, că o mers! O mers, este. Și oatmeal. Lapte cu cireale? La pisică? Bă, ăsta-i copii. Bă, să nu dă lapte cu cireale la pisică. Bă, nu-i trebuie fibre din astea. Ia. Așa, s-a făcut un terci. Și acum mâncă. Ce să o șterg la gură? Bă, dar ce mâncă? Poftim. La copii să-i dați lapte cu cereale, dacă vreți. Nu dați la... Ok, ce mai avem? Asta are păduchi. Nu! Ce mă nevează țânțarii ăștia, ce nu-i suport. Sunt urâți și mici. Și te înțapă. Și bâzâie. Oh my god, ăsta are pureci. Dăm cu sare. Oh my god, ce mă fac? Dacă mă făceam veterinar și veneau toate bacteriile din astea la mine, cred că zbieram pe acolo. Ce asta? Așa, am dat crem peste tot, sau întindem? O întindem? Întindem și mai avem asta. Dacă cu plastul, tu par un dur. Tu par un dur, așa că am să dau cu mav. Trebuie să-i vindecăm pe toți. Să-i vindecăm pe toți, că și eu vor să fie vindecați. Pisica vrea baie, nu? Ăsta vrea ceva, iepurașul, ce vrea? De mine! Luăm temperatura cu acesta galben. Ok. Ascultăm inimioara. Papac. Papac. Papac, pac, pac. Ce am făcut? Oh, are ceva acolo. Nicio problemă. Nimic nu poate fi problema atât timp cât poți să știi să faci puzzle. Că știi să faci puzzle, vei fi un doctor incredibil. Dar un doctor trebuie să știe să facă puzzle. Este. Mă arăt scheletul lui. Și acum îți dăm să mănânci sirop. Și totul ești ca nou. Ar fi comic animăluțele să stea așa. Ce mutroare! Deschide gura, deschide gura, deschide gura, deschide gura. Sper să-ți spun ție dinți mai drepți. Ăștia? Eu sunt ok. Eu țin ce ți-a schimbat toți dințile, acum arată. Asta? Perfect. Acum să scoatem chestiile astea care nu știu ce sunt, nu știu ce ai mâncat. Dar nu mai mâncat gumă. Și pește. Ai, fratele meu, cum arată.
Acum să-ți facem respirație plăcută. Oh my god, are și lacrimi în ochi. Plânge. Stai, asta cu ziringa bubele să le scot. Ok, văd că stă cu minte. Mă trebuie să fie mai bine. Și acum cea mai grea parte este speriatul. Asta măcar, vedeți, spălați-vă pe dinți. Numai că aveți grijă cu ce pastă de dinți vă spălați, deoarece majoritatea pastelor de dinți, mai ales astea scumpe, nu vă dau un nume acum, conțin zahăr. Și dacă conțin zahăr, este făcut așa ca să distrugă dinții, ca tot să cumperi pastă de dinți. Luați-vă o pastă de dinți mai simplă. Eu am găsit pastă de dinți și foarte ieftină și care nu conține zahăr. Uitați-vă la ingrediente, că zahăr s-a compus similar al zahărului. O dextroză pe acolo care o conțin ei. Și aia s-a făcută ca să distrugă dinții. De aceea, cred că eu uneori mă spălam și doar cu pastă de dinți simplă. Peruța din simplă. Țin foarte mult la ideea de a sta cât mai departe de dentist. Așa. Dar na, că este o industrie întreagă. Hai de mine, fratele meu. Când mă gândesc la dentist, mă apucă frica. Ești fericit acum? Hai, nu mai plânge. Ești fericit? Super fericit. Asta ce vrea? Au, de mine. Tot naștiu că vrei unghii. Dar nu se duce. Și acum chestia asta este șlefuitatorul. Nu știu exact ce face ăsta, dar ideea este că îți ia cumva jegul de pe unghii. Știi, dacă era la picioare era mărar. Și între degete. Și îl face albe. Ăla chestiile vreau să le iau. Astea vreau să le iau, astea nu-mi plac astea. Nu știu ce să le, dar nu-mi plac. Și te iau unghiile, perfect, perfect. Ia uite cât de bine arăți acum. Cât de bine poți să arăți acum. Mai ales după ce facem și unghiile galbene. Așa. Ia uite cât de bine arăți. Nu știu de ce fac unghiile așa mai galbene, dar ține-te, poate protejează lacul ăla. Pisica îmi vrea să fac baie. Ăsta vrea să mănânce și ăsta are gândaci. Eu acum văd că se cam repet astea. Oricum m-a distrat foarte mult la jocul ăsta, mi se pare super amuzant. Dacă mai doriți să facem jocul în care suntem doctor, va trebui să rupeți butonul de ecolike, să depășim 3000 de ecolike-uri. Eu sunt Felix și ne vedem data viitoare. Pa!